ieri v-am văzut pe tine și pe Mari. Aveți o discuție destul de interesantă. Vorbeam cu Dea de mama, nimic legat de misiune. Hai, o sunăm pe mama ta să o întrebăm ce părere are despre Mari? Da, prezent. Ce părere aveți despre iubita lui Robert, și anume Marinela pe numele ei? Eu sunt foarte bucuroasă că Robert a cunoscut fata. Îmi place foarte mult de ea. Robert este un puțin îndrăgostit de ea. E adevărat. Da? Ești puțin îndrăgostit de Mari? Ce părere aveți despre noua iubita lui Bogdan, și anume Andra? Dacă e alegerea lui Bogdan, eu sunt de acord. Măi, eu înțeleg de toate. De-am fost conștientă de multe lucruri care până acum nu le vedeam, da? Ei au profitat mulți de la început de reacțiile mele naturale, că mă înfurii de la nimic și nu înțeleg gluma. Dar deja se știe, primul, da? Că deranjez în cameră. Mă culc târziu, vorbesc, fac clar. Da. Deja e la recepție. Da, e problema, deja e problema că eu iau tot în serios și mă supăr, da? Dar eu pe moment chiar nu mai suport, înțelegi? Da, tu de ce nu încerci? De ce nu încerci, de exemplu, dacă ai văzut ce îi deranjează pe cei din jur, să încerci? Iată acum vezi un pic, am înțeles și uite, da. Am dat în parte să mă liniștesc. Știi ce se întâmplă, da, Maria? Ascultă-mă puțin, ascultă-mă puțin. Da, toate fac pentru... Și eu, dacă ăsta e balonul meu, nu vreau să-l dau. De ce tu te crezi mai superioară că eu ți-am să cedez? Nu există așa ceva, ia-l meu, eu nu ți-l dau. I-a tras de balon, a bătut-o, opriți-vă, că nu i-a făcut nimic. Dacă vrea să-i dea, îi dădea, îi dădea direct un picior, derupea scaunele din spate. Despre nu, ce ea i-a ridicat. Ea a ridicat mâna la Landra. Da, ea a ridicat și la mădă, ea la toate a ridicat, crede-mă, ți-ți spun. Frate, înțeleg și pe Andra, că trebuie să înțeleg că e femeia mea, dar nu e ok, frate. Dar lasă de balon, că nu vorbim de balon. Da, dar eu vreau să zic... De la asta vine, că eu au venit forțat, că nu e al meu, că tu mi-l dai, că eu sunt aia care am tot și obțin. Nu, la mine tot nu merge, cum zice și Mari. Dar e prea personal chestiile astea. Dar nu pot, nu vreau, de ce? De ce dacă am zis nu? Atunci... Bine, lasă-mă să spun. Ok, zic asta, dar atunci să o fac... Bine, uneori pot, uneori se împle paharul. Nu cred că își va găsi pe cineva aici în casă. Este aproape imposibil să se și integreze în casă. Dar mi-aș dori măcar să lase puțin tonul și să ne lase pe noi ceilalți să putem să dialogăm, să putem să ne cunoaștem. Ce școlată e, face numai pe victima. Dar știi că dă bine la televizor asta dacă tu... Dar să dea bine și în televizor și în ce vrea. Bine, o dau în televizor. Asta am zis că e în cameră, cu ea e greu. E, dar nu că lumea de acasă crede că... Mariana, hai să dau un frigider. Dai bine! Să dai bine. Cum o ia din spate și dau un frigider? De tot, dar de păreț o dau, să văd dacă dă bine. Mai pot de ea cum dă bine la televizor, dar nu, suntem trei mai, mă, ce vorbim? Suntem 50 de oameni care spune că așa e și oia la alți milioane care nu o să spună că nu e așa, nu? Și da, văd și ei ce persoană, ce personaj e, mă. Că nu ai cum, mă. Nu ai cum, gata. Ce face să se ieși în țâții ca ușa, crede-mă. Dă să vă suga. Kardashian, na. A trebuit să mai lase și Mariana de la ea și să... Tu, dar noi am lăsat mult de la noi și eu am zis că las, că îi dau pace. N-ai să vezi să lase de la ea niciodată. Dar tot la Mariana sunteți, mă? Ha? Tot la Mariana sunteți? Dar tot la ea. Da. Da. Așa de mult v-a marcat chestia da, asta? M-a marcat și o marchez și eu. O marcă împreună. Marchează-i. Am pus ținta pe ea. Ia să-i marcheze azi. Coafiura. Dar nu să lasă... Ne marcat, știi ce e mai grav? Ce mai grav? Coroana. Ia, e cât zic eu, nu coroana. Iei un șervețel și o demachezi. Dacă ai demachiat-o pe Mariana, e ca și cum... Te va ură pe viață. Dar eu zic, au ce termină lumea. Doamne, fer pentru noi că noi ne spăriem. Eu vrei când o șerg, ce și fug de aia că mă spăriu. Auzi, vrei să te ajut? Mergem frumos, o ține. Îi dăm genul jos. Dau și-o pun pe nas, Jana. Șervețele. Ia, bagă-ți în nas, Jana. Ar fi ceva. Da, nu, se dușmani pe viață. Dar de piciorul iau. În fiecare relație eu consider că pleci cu un gând. Adică... Un gând pozitiv, da. Nu neapărat. Uite, da, de exemplu, ca bărbat. Ca bărbat. Cunoști o femeie, o fată. Tu ești conștient de la început în ce direcție o să meargă relația asta. Aventură, relație de durată, simți că te poți îndrăgosti. Adică în orice chestie tu simți da, așa e. Ca bărbat. Și bine, nu simți când ai 17-18 ani, 20 de ani. Dar când ai deja o vârstă, 28-30 de ani, 29 de ani, tu ești conștient dacă poate fi acolo ce trebuie sau dacă poate fi o aventură sau...
Înțelegi? Da, doar că oamenii sunt atât de perverși și de imprevizibili încât astăzi susține ceva și peste săptămână zice altceva. Eu am mai spus-o... Atunci, dacă ești un caz din ăla în care încrederea ți-a fost tocată așa ca lumea... Da. Și acum, acum tu în ce situație ești legat de încredere? Mai față de bărbați. Sunt undeva la mijloc. A, ești la mijloc. Da. Adică eu tot timpul dau șanse. Când intru într-o relație, mă compor ca și cum nu mi s-ar fi întâmplat nimic. Sunt un pic paranoică, dar în filmul meu, știi? Cine dansa cu cine? Voi? Vlad cu ea. Da, și tu? Și eu cu Robert. Mariana. Și tu, Baxe, n-ai apucat să o iei pe ea la dans. Robert, da. La Vlad primul. Eu zic mai bine să-l luat Vlad. Adică cu Baxe. Da, de ce n-ai luat-o pe ea, da? Da, îi pare rău. Ar fi la baie. Ce fuci, Paula? Dansai cu Baxe. Baxter. Nu, eu vreau la baie, fată, ce ai? Prinzi acum, momentul să dansezi cu el. No, eu vreau la baie. Hai, vreau la baie. Să se danseze Paula cu Baxter. Vreau la baie. Să recuperăm. Da, cine doar ce mult timp. O piesă, vă rog frumos, să danseze Paula cu Baxter, vă rog. Să recuperezi. Dar nu mă mai combina tu cu mine. Combină-te tu singură, pe da, ușor. Baxter. Ușor cu mine, că nu ține miștou. Nu ține. Combinați-vă voi. Baxter, nu vrei să dansezi cu Paula. Dar ce ai zis, fată, de asărit așa? De pa, să danseze cu Baxter. Vezi că cu Paula nu prea-s mea. Nu prea mea. Dar ce-o spus rău? Dar ce-o spus rău la dansa? Ce? Dar asta i-a prinsă pe mine de faza cu Jador, de atunci i-a prinsă. Înțelegi? Ce să vorbim? De atunci... Baxter, o altercație cam mare între fiecare zi. De ce a sărit? S-a enervat așa? Dar nu s-a enervat. Încă nu s-a enervat. Ai atacat-o așa un pic. Ce? Ai atacat-o indirect așa un pic. Dar ei, de atunci, de Jador. Numai, asta era o glumă, ce? Bine, ce? Și s-a simțit ea puțin atacată. Adică ce-i rău una de asta? Adică sigur. Ce ai spus rău? Dar pe treaba mi-o... Probabil nu i-a plăcut, gen, că îi zice ea. Dar pe ce mai are Baxter? Mai ales că și-a prins așa o leacă pe tine. Da, și dacă îi zicea ea? Poate era... Dacă o bagi în seamă, stai un pic. Păi uite, că i-am zis eu și mie nu mi-a zis nimic. Cum i-ai zis tu? Ai văzut, ți-a prinsă pe Jador, de faza cu Jador. I-a prinsă pe tine, nu pe Jador. Pe faza, pe faza cu Jador, de atunci. De fapt, ea i-a prinsă de când a păi pe story. E atunci i-a prinsă. Nu, mă, de când am venit eu, când o dat Duma cu Blizeria, n-a fost singura fată care o dat-o. Deci ce vorbim? Care de acolo s-a extins cu... Nu ai fost tu? Nu ai fost? N-am intrat deodată noi? Nu, nu eram. Ba, mă, că era așa a doua zi sau a treia zi. Când... Ba da, am intrat în aceea zi cu tine. Dar da. Tu erai deja aici. Ne-am citat noi pe subiectul ăla care m-a încetat să-i... Nu, a doua sau a treia zi. Și ea a început să continue, că păi stai un pic, că tu ești cu Dan Blizeren și ăsta. Păi stai un pic, bă, tu iei de pe Inet și vii aici să mă iei de pe ei. Lumea care îmi zice de tine că faci și drept și ăsta n-am invers. Ah, gata, știu, gata, da. Eu îmi văd de subiectul meu, fiecare trebuie să-și vadă de viața lui. Nu poți să vii tu aici cu subiecte, să zic eu ție, hai tu că ai fost la... Și ți-ai trădat. Ce m-a interesat pe mine, ce ai făcut tu? Eu am venit să mă iau de subiecte sau ce ai făcut tu în viață, eu am venit să găsesc dragostea. Dacă e să nu găsesc dragostea, dacă văd că ce e de mine, mă iau și eu de tine și așa mai departe. Dar eu nu încep niciodată. Ce ai făcut, Paul? Ai fost la baie? Da. Ce te-ai enervat așa? Vor să te combine? Păi, da, Baxter a zis că îi place de ideea, nu de mine. De ce vrei să mă combini pe mine? Da-ți la mișto, ce treabă am eu. Dar nu fă mișto de mine, că mie nu-mi place. No, nu, bine, nu o să mai fac mișto. Îmi pare rău că te-am băgat. Dar nu-mi place ca cineva. Îmi pare rău că te-am băgat în seamă, okay, Paula. Dar de ce a făcut mișto? De ce are Baxter? Adică... Dar nu vreau să dansezi. Baxter a spus că te place pe tine, de ce să danseze cu mine? Dar și tu de ce te-ai luat... Dar nu mai am vorbit cu tine. Pentru ce? Am vorbit cu tine? Nu, fată, dar... Păi acum ai băgat-o pe aia cu Baxter? Da. Pe acum ai băgat o fată. Dar mai menționat, cum să nu spun. Ok. Păi nu. Și atacată în două direcții. Da. Ba, tu nu vrei să o cunoști pe Mariana? Nu, pe Andreea. Dar eu nu mă supăr. Ma? Eu vreau să cunosc cineva. Nu e gelos. Dar cum să fii geloasă? Eu vreau cineva să mă cunoască, care vreau și eu. Dar așa să-și pierd timpul. Tu nu vrei să-l cunoști pe el? Eu deja l-am văzut și-l văd. Și nu-ți place. Mie nu-mi trebuie mult. Și nu-ți place. Eu nu-mi trebuie mult. Nu-mi trebuie mult. Mai pune în gală? Așa, care-i părerea ta despre mine? Care-i părerea eu trebuie pun în gală până ridica. Am spus de la bun început, mi-a părut bine că deodată ai zis că mă vezi mai prietenoasă, da? Mai plăcut, mai înțeles. Ai... Sunt mai prietenoasă. Eu de fiecare dată, dacă nu mă atacă, gata, eu spun partea bună a Andrei, a Bianca. Deloc nu văd aerea. O văd numai aerea când eu sunt atacată. Dar ai zis că de mâine am să mă gândesc și eu. Stai așa chiar, măi, ce părere ai de Vlad? Da, eu mă pierd, eu ascult. Mi-a plăcut că din prima zi, chiar din prima zi, a zis că mă vede pe persoană mai prietenoasă. Mi-a plăcut că am fost înțeles că chiar sunt, da? Și am zis că de mâine și eu am să încep așa, zână, ne-mi tine și o să zic,
ce ai făcut tu, ce ai făcut tu, ce ai făcut așa, uite, nu-mi place ce lăsat aia așa. Trebuie să fii sinceră, Mariana. De ce ai mâncat așa greu? De ce? Să facă ele, să vadă. Așa e. Ele încep cu... Până acum era în cameră, deja că la recepție. Treaba mea. Uite, cineva a rupt ușa. Și s-a dus, bine, mersi și băieți, stau aici. Dacă îi zici lui Mariana, mamă, Mariana... Ia puneți-l că j-ador să fac ceva cu hotelurile. Mamă, Mariana, câte rochii ai. Eu sunt cu atât contra... Ia să uită la tine. Ce treaba ai tu cu rochii mele?